Oameni buni, prinși în viteza grijilor de zi cu zi, unii își aduc aminte de cele sfinte doar în preajma sărbătorilor și devin mai pioși decât e cazul. Pe alții ia valul exuberanței și sărbătoresc cu mai mult avânt decât ar fi indicat. Cum să păstrăm măsura și care este adevărata semnificație a sărbătorilor pascale, ne spun acum în cuvinte, pe înțeles oricui și în pas cu vremurile, părintele Francisc Doboș, preot romano-catolic, care este astăzi alături de noi în platou, și părintele Constantin Necula, preot ortodox, cel cu care suntem în legătură directă de la Sibiu, așa că să-i primim alături de noi. Bună ziua, părinte, bine ați venit. Îl salutăm și pe părintele Necula de la Sibiu. Suntem în direct și cu dumnealui, să luăm un loc. Suntem în Vinerea Mare. O zi pentru Biserica Ortodoxă și pentru Biserica Greco-Catolică, pentru bisericile evanghelice. Exact, e o sărbătoare mare. O zi importantă. Îl salut pe părintele Constantin. Este la Sibiu, cred că este chiar în piața de la Sibiu. Vă salut și eu pe amândoi și vă îmbrățișez. Să rămână, părinte, ne bucurăm mult că avem acest dialog în Vinerea Mare, exact cum spuneam, pentru ortodox și pentru că Paștele Catolic a fost acum o lună. Aproape o lună. Aproape o lună. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, părinte, ce ar trebui să înțeleagă oamenii în această perioadă și după un an și jumătate de pandemie, ce ar trebui să înțeleagă legat de sărbătoarea de Paște? Cât de important e să fim aproape de Dumnezeu? Ne auziți, părinte? Părintele Necula? Întrebarea, deși... Da, vă aud. Acum vă aud, a zis părinte și nu mai știam care e, Francis sau Constantin. Acum, avem doi părinți. Cred că... Da. E important să înțelegem că nu s-a schimbat semnificația Paștelui. Rămâne sensul definitiv al învierii Domnului Hristos și Vinerea Mare este una dintre cele mai importante zile din acest algoritm de redescoperire al învierii Mântuitorului Hristos. Cred că nu s-a schimbat de fapt nimic și că într-un an jumate chiar nu s-a schimbat Evanghelia. S-au schimbat oamenii, poate în înțelegerea lor, poate că au profundat mai mult chestiunile legate de viață și de moarte, și au învățat să trăiască cu decență, mult mai multă decență, marile probleme ale vieții de zi cu zi. În rest, Paștele este același Hristos, slavă Domnului, a înviat, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină, dăruindu-ne de fiecare dată nădejdea că ceea ce trăim nu este doar o copie a fiecărui an, ci este mersul mai departe cu fruntea sus către mântuire. Am văzut și la Paștele Catolic și am văzut și la Florii că oamenii parcă au multă nevoie de credință și că au respectat toate aceste reguli de distanțare. Am văzut chiar la, dacă nu mă înșir, la Miercurea Ciuc, acea imagine cu oamenii care erau într-o piață publică, unde stăteau la distanță de 2 metri unul de altul și ascultau slujba. Dar am văzut și la Patriarhie de Duminica Floriilor. Exact, și în multe alte locuri. Exact. Și la Duminica Floriilor și am văzut și la Paștele Catolic și aș vrea să înțeleagă oameni că Părintele Ortodox Necula este prieten cu Părintele Doboș Catolic, corect? Da, nimeni nu este perfect. Așa este. Se vor lămuri tot mai tare, da. Dar sunt foarte mulți oameni care se întreabă oare de ce nu este aceeași zi și pentru catolici și pentru ortodoxi? O să fie cândva. Până atunci dăm mărturie așa, stereo. Când unii mai devreme, când alții mai târziu, când la 3 ani odată. Exact. Este bine? Mai mult decât de teologie avem nevoie de antropologie. Pentru că suntem deficienți la nivel așa de popor, dar nu doar noi, la nivel de oameni, văzând ce se întâmplă, câtă fierbere, câtă agitație, uneori câtă ură, mai ales în ultima perioadă, plecând de la starea de urgență, la stare de necesitate și la stare de alertă sufletească. Relațiile noastre umane, multă ură care se adună între oameni, vrem să dăm mărturie și eu și Părintele Constantin că se poate să îl mărturisești pe Hristos fără ca să folosesc identitatea mea de catolic, spunând eu nu sunt ca el și nici el nu va spune că este un ortodox foarte profund și spiritual pentru că nu este ca mine. Ci tocmai împreună ne regăsim, căutându-l pe Hristos prin iubirea lui, să spunem oamenilor, hei,
trăiți identitatea voastră de ortodoxi, de catolici și cu cât o trăiți mai aproape, cu atât ne regăsim în umanitatea noastră care este de fapt a lui Hristos, a lui Dumnezeu. Aș vrea să le spunem celor de acasă, părinte, părinte Necula, că acum 2 ani înainte de pandemie chiar ați fost cu părintele Doboș într-o vacanță, nu? Și vă leagă o prietenie destul de frumoasă. E cu părintele Eugen de la când era la Firenze. Cum a fost? A fost împreună să vizităm Siena și nu numai Siena, să vedem o parte din biblioteci și muzeele de acolo. Eu fiind atent la unul dintre sfinții catolici ai secolului XIV, Bernardin de Siena, un predicator așa într-o piață cam cum e cea de la Sibiu, înmulțită cu vreo 100.000 cam așa, încercând să descoperim cu adevărat cuvintele care leagă poporul de Dumnezeu și pe Dumnezeu îl face posibil de înțeles poporului. Aici era cheia cercetării noastre și a ieșit. Eu zic că toți trei, pentru că l-a pomenit părintele Francis pe părintele Eugen Răchiteanu, am învățat enorm în zilele acelea și da, suntem prieteni nu doar din excursia, ci avem noi pelerinajele noastre mai lungi și mai înțelepte, dar asta nu înseamnă că atunci când greșim nu ne amendăm unul pe altul și nu știm ce avem de zis când trebuie să ne îndreptăm, pentru că, repet, și ce a zis părintele Francis e corect, trebuie să ducem lui Dumnezeu identitatea noastră ca un mare dar și ca o mare cruce binecuvântată și luminoasă peste sufletul poporului nostru. Știți ce vreau să vă întreb, părintele Doboș a mai fost la noi în platou și am vorbit despre acest lucru și vreau să vă întreb și dumneavoastră dacă îi simțiți pe oameni mai aproape de biserică, îi simțiți mai buni în această perioadă, după această perioadă destul de dură, de restricții, de reguli, o perioadă care ne-a schimbat așa puțin sensul vieții. Eu sper să-i găsim așa cum sunt ei, nici mai buni, nici mai răi, sunt oameni. Oamenii încearcă diferite stări, i-am văzut în schimb în ultima vreme foarte afectați de tristețe și asta mă pune foarte tare pe gânduri. Avem un popor întristat foarte tare. De aceea cred că era nevoie de praznicele acestea ale bisericii să refacem un pic bucuria de a trăi a oamenilor și de a vedea că dincolo de multele morți, prea multele morți pe care le-am trăit, e sensul acesta al învierii pe care Domnul Hristos îl aduce. Suntem un popor al cărui exerciție acum trebuie să fie asumarea și propovăduirea Evangheliei învierii. Avem nevoie să le spunem celorlalți că suntem dispuși să învățăm despre înviere tot ceea ce se poate învăța, că suntem candidați la înviere și asta ne ocupă tot timpul, slavă Domnului. Foarte, foarte frumos spus. Dacă vreți să completați, părintele Doboș, să știți că puteți fără nicio problemă. Eu mă gândesc și chiar îți cer voie. Suntem în Vinerea Mare pentru credincioșii ortodoxi, greco-catolici, evanghelici. Ispita este aceea de care eu tot amintesc că putem să trăim, nu datorită doar pandemiei, dar dificultăților, piedicilor, suferințelor, lipsa jobului pentru mulți, nesiguranță. Și să trăim un creștinism doar de Vinerea Mare. Suntem în Vinerea Mare pentru biserică. Și putem să trăim creștinismul ăsta trist, aplecat, privind la suferință, la cruce. Dar scopul este învierea. Avem nevoie, da, toți avem durere, neputință și să o trăim, să-i dăm sens. Evident că se cicatrizează, trec durerile, trec rănile, dar noi ne schimbăm. Ce s-a schimbat în anul ăsta de pandemie? Ne schimbăm noi, ne apropiem mai mult de Dumnezeu? Să dea Domnul. Ne încrâncenăm, ne putem și încrâncena, dar avem nevoie ca Dumnezeu să ne transforme inima de piatră, să ne dăruiască o inimă de carne, să ne facă mai atenți unii la alții și mai bun. Se întâmplă acest lucru. Mai bun, se întâmplă. Și vreau să vă întreb, părinte Necula, după ce anul trecut au fost acele restricții pentru noaptea de Paște, iată că anul acesta nu mai sunt acele restricții și oamenii pot să meargă la slujbă, chiar pot să rămână până spre dimineață când se încheie slujba, un lucru de care credincioșii aveau nevoie. Nu doar că aveau nevoie, dar l-au și cerut cu insistența bunului simț. Cred că anul trecut s-a dovedit că este o cerință brutală pentru sufletul oamenilor și s-a născut o întristare și o rană fără sfârșit, îndrăznesc să spun. Nu cred că într-un an se va rezolva atitudinea poporului față de oamenii care îi opresc intrarea și trăirea învierii, în slava învierii. Acestea pământene, pe care unii poate chiar nici nu agrează ca atare. Dar nevoia de ritual se simte și dacă țineți minte, înmormântarea regelui Mihai sau mai nou a prințului Filip arată că lumea modernă, oricât de automatizată ar fi, are nevoie și de suflet și are nevoie de ritualul ei urban, dacă vreți, dar
un ritual în care oamenii să se regăsească pe sine. Ați văzut cu câtă sete inclusiv presa a sorbit din astfel de momente, pentru că trebuie să ne redescoperim simbolurile, trebuie să ne redescoperim orizontul de metaforă în care ni se adresează basmul lumii moderne, altfel suntem triști, suntem supărați. I-am văzut pe copiii dumneavoastră, domnule Măruță, cât de atenți au fost la povești, la cântec, la bucurie. Toată perioada pandemiei au fost foarte activi, cu nevoia de poveste în ei. Așa sunt toți copiii, iar noi toți suntem copiii lui Dumnezeu. Nu suntem diferiți de ceilalți. Avem nevoie de zâmbete schimbate, de încurajări, de iubire, de iubire, de iubire, de iubire, iar iubirea nu se poate gestiona prin legi și prin decrete absurde uneori în conținutul lor. Cred că nu doar faptul că putem să mergem și să venim de la biserică va fi important anul acesta, pentru că anul trecut n-a fost grea învierea de purtat, că aveam antrenamentul de la Prohodul Mântuitorului când a rămas singur. Sigur că am avut 12.000, 16.000 de privitori pe Facebook, dar rostul bisericii nu este ratingul de imagine, ci este apropierea de adevărul acesta fundamental al trăirii cu Hristos. În ce privește tristețea Vinerii cele mari, este limpede că în Ortodoxie este marcată de cântarea aceasta a Prohodului Mântuitorului. Un prohod așa antifonic, în care fiecare spune câte ceva, cântând cu Maica Domnului, cântând cu apostolii, cântând cu toată comunitatea, o tristețe care are sfârșit în învierea lui Hristos. Nu suntem într-o tragedie, ci în mijlocul unei drame, din care dacă lipsea învierea lui Hristos, ne transformam toți în părtașii unei tragedii. A zis că avem nevoie de zâmbete și cred că avem nevoie de liniște asta care să ne ajute să depășim toate momentele dificile. Și știți ce vreau să vă întreb? Sunt convins că da, sunt de mami și de tati, știi? Adică de biserică și de biserică și de Dumnezeu. Știți? Ei sunt în astfel de situații, mami și tati, care ne întind o mână și o bucurie și un zâmbet. Știți ce vreau să vă întreb, pentru că vorbeați și de ispite, cam care au fost cele mai mari ispite pentru oamenii care au venit să se destăinuie la spovedanie? Păi acum, pe de o parte, că asta e o întrebare așa, răutăcioasă. Nu, n-am vrut să spune răutăcios, pentru că știu că n-aveți voie să spuneți de la taina spovedaniei, nu. Da. Vreau să știu doar care au fost ispitele anul ăsta. Nu, eu zic că n-au fost risiți, au fost niște încercări foarte grele. Uite, cea mai grea întrebare a fost a celor care sunt bolnavi de COVID. De ce eu? Nu mai spun a muribunzilor de COVID sau a celor care se pregăteau să se stingă și s-au și stins. De ce eu? E cea mai grea întrebare pe care am auzit-o în postul acesta lung de un an și jumătate aproape. Și care a fost răspunsul? Un post al patimilor care a început în martie trecut. Dumnezeu nu răspunde la întrebarea de ce eu, ci ce pot eu să fac pentru tine? Cine sunt eu ca să pot să te ajut pentru tine? Iar dacă El este Domnul și Dumnezeul nostru, poate să ne învie. Ăsta e mesajul pe care îl transmite biserica cu luciditate de fiecare dată. Restul poveștilor cu ispita cu dacă putem sau nu purtăm măști, dacă stăm sau nu stăm pe terase la băut cafea, sunt lucruri care s-au vădit a fi zero în raport cu marea dramă a morții celor de lângă noi. Sunt totuși câteva mii de oameni care s-au despărțit de noi și n-am ales la întâmplare filmarea în piața mare a Sibiului și din dorința de a duce și de aici un omagiu pentru cei care au plecat. E locul unde în decembrie 89 o parte dintre prietenii noștri au murit pentru libertatea noastră. Toate libertățile din lume stau pe jertfă și toate jertfele din lume au sens în jertfa lui Hristos. Altfel nu sunt jertfe. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, Părinte Doboș, care au fost cele mai mari încercări pe care oamenii vi le adresau în această perioadă? Au fost și am parte de mulți care mi-au cerut ajutorul și l-am dat. Dar nu l-am dat de la mine, că nu dau nimic de la mine. Nu am inventat eu viața, nu am inventat, ci doar încerc să fiu un fel de, se poate spune, Părinte Constantin, moașă spirituală. De a scoate din inima omului, de a scoate din inima omului setea lui de infinit și de a-i spune, nu mai privi doar la 10 centimetri, pentru că poți vedea doar imperfecțiune și nu poți vedea sensul. Ia un pic de distanță. Ia un pic de distanță ca să poți avea perspectivă, ca să poți face legături și ca să poți dărui sens, pe care nu-l inventăm noi nici sensul acela, dar îl descoperim în ascultare, în scripturi, în oameni, în umanitate, în îmbrățișare, evident, pe care încet, încet o redescoperim.
apropiindu-ne de familiile noastre, de cei dragi ai noștri, dorul acesta de o umanitate împărtășită și îmbrățișată e lucrul cel mai mare, care i-a dus pe unii la depresie, la tristețe, la stări anxioase, să-l redescoperim în Vinerea Mare, în moartea lui pe cruce, să-l descoperim pe cel care a murit ca și-a dat Duhul, ca noi să nu doar să suflăm, sau să suflăm iubire, să suflăm viață, să suflăm muzică, să suflăm înțelegere, pentru ca nu doar noi să supraviețuim, ci să viețuim în Hristos, evident. Și Părinte Necula, ziceți. Da. Ziceți. Era o treabă pe care vreau să adaug. Preotul joacă rolul fântânarului, știi, care odată descoperind izvorul curăță de întreține și îl redă propriei sale curgeri. Noi n-avem mare lucru de făcut. Stăm cu minți și primim un har prin care să ajutăm pe oameni să se descopere pe sine. Poate că ăsta e cel mai mare dar al perioadei de pandemie. Ne-am aflat limitele. Nu suntem chiar așa de tari cum credeam, dar nici așa de fragil cum ne credeau alții. Și în același timp, pentru că povesteați că ne-am depășit și limitele sau că ne-am atins limitele, vreau să vă întreb legătura pe care ați avut-o cu Enoriașii prin aceste rețele de socializare, prin acele slujbe care se transmiteau pe Facebook, atât la dumneavoastră cât și la Părintele Doboș. A contat foarte mult că a putut să existe această apropiere față de oamenii care aveau nevoie de biserică, dar nu puteau să vină la biserică. Asta este un aspect, dar toate acestea ne-au învățat odată în plus ce mult contează în loc de touchscreen, touch-ul propriu-zis, atingerea propriu-zisă, pentru că noi propovăduiam pe Facebook, nu preluați dintr-o biserică, dar în aceeași vreme am purtat împărtășanii, am încurajat oamenii, am dăruit lumină, am împărtășit către oameni, știu eu, am dăruit Paștele, pâinea sfințită de Paște. Sunt câteva lucruri care s-au făcut așa în linia întâi, față către față, și a contat enorm. Oamenii respectând tot ceea ce se putea respecta. Noi nu cu etichetele sanitare ne este greu să ne împăcăm, ci cu excesul de zel al gardienilor etichetelor. Și atunci s-a reglat din mersul pastoral ca atare toată această întâlnire. Și trebuie să spun că în multe situații, la mormântările acestea de COVID sau chiar la mormântările obișnuite, să le spunem, deși nicio mormântare nu e obișnuită, am simțit extraordinar de mult că dincolo de imagine, dincolo de cuvinte, prezența ca atare a preotului ca reprezentant al prezenței lui Hristos a contat enorm. Oamenii au nevoie de Hristos, oricât de mult s-ar ascunde după degetul unii și alții și oricât de mult ar cântări și ar face așa un tot timpul sondaje de opinie între biserică, pompieri și marțieni. Întotdeauna biserica e ultima în viziunea lor, dar noi știm că biserica e prima pentru că Hristos e prima, e primul de fiecare dată, prima opțiune în sufletul oamenilor. Și asta a contat enorm. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, Părinte Doboș, în perioada asta, fiind foarte activ pe online, ce mesaje primeați de la oameni care vă scriau? Erau și mesaje așa care vă făceau să și zâmbiți? Cu siguranță. Oamenii au simțul umorului, ceea ce încerc să nu pierd nici eu. Ironie, autoironie, evident, fiind în Vinerea Mare. Eu dau doar exemplul pe care l-am primit duminică, după Sfânta Liturghie. În fiecare duminică primesc mesaje de la oameni, spun, atât de bine îmi face, de-abia aștept să ieșim din toată această stare ca să mă întorc fizic în biserică. Ne-a ajutat mult această perioadă de pandemie, poate să descoperim esențialul și să ne dăm seama că în vacarmul, în agitația zilelor, între stadion și mall, riscam să pierdem legătura cu Dumnezeu, cu mersul la biserică, la Sfânta Liturghie. Oamenii redescoperă și prin online, că este pe canale, eu știu, YouTube sau la televizor, redescoperă setea lor de sens. Merg la izvor în felul acesta telematic și vor spune când se va termina pandemia, hai să nu lăsăm să treacă Dumnezeu pe lângă noi și să spunem că e doar pe canapeaua noastră de acasă. Este și pe canapeaua de la Măruță, acum prin discuția pe care o avem. În tot platoul. Dar și la Sibiu. Exact. Părinte Necula, care ar fi așa un mesaj pentru cei care se uită la noi pe finalul acestei intervenții, pentru că știu că trebuie să mergeți la biserică? Să nu vă pierdeți nădejdea, să fiți puternici și să credeți că Hristos a înviat, să fiți atenți unii la alții și să vă dăruiți dragoste de care e nevoie ca Hristos să fie tot timpul în mijlocul nostru. E salutul acesta redescoperit de tineri în România. Hristos în mijlocul nostru este și va fi.
totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Trebuie să învățăm să-L ținem pe Hristos în mijlocul nostru. Nu avem a ne rușina de un Dumnezeu atât de blând și înțelept precum Iisus Hristos, care astăzi este pe cruce, dar de mâine deja ne readuce aminte de învierea Lui în permanență. Vă mulțumim mult de tot și un Paște fericit, Părinte. Eu vă mulțumesc, Părinte. Și bucurie. Și dacă vreți să ziceți ceva Părintelui Doboș, Doamne, vă rog. Lui Francis, numai bine și îmbrățișări întregii comunități de la Catedrala Bucureștiului Catolic și bucuria de plină a slujirii. Știu că mâine, când duminică, atunci când va fi Paștele Ortodox, vor trage cu ochiul și la noi și se vor bucura împreună cu noi, așa cum și noi ne-am bucurat împreună cu dânsii. Hristos e unic și asta contează, iar învierea Lui e și mai unică, dacă ar exista așa un grad de comparație. Doamne ajută, cu bucurie! Vă mulțumim mult de tot! Vă mulțumim mult de tot! Te îmbrățișez, Părinte Constantin. Nu tragem doar cu ochiul, tragem și cu sufletul și cu inima. Pentru că în felul acesta ne atragem. Ne atragem spre o umanitate îmbibată în Dumnezeu. Avem nevoie cu toții. De asta și foarte mulți oameni zic, dom'le, cum e Crăciunul în aceea zi și pentru cei catolici și pentru cei ortodoxi, așa să fie și sărbătoarea de Paște. Când va fi? Va fi. Până atunci sărbătorim așa. De ce? Tradiții diferite. Tradiții? Și asta, până la urmă, face parte și din frumusețea identităților noastre. Chiar și a dificultăților noastre istorice, în fond. Nu spunem că cineva nu are dreptate. Toți avem dreptate. Important e să ne regăsim în cine? În Dumnezeu. Și ce dacă o sărbătorim la date diferite? Cândva Hristos ne va pune împreună, va cizela umanitatea noastră, ne va șlefui, fiecare să-L vadă mai bine pe celălalt, pentru că așa cum fac și eu cu Părintele Constantin, cum facem cu mulți alți pastori sau de alte confesiuni, cu rabinul Șefer, cu muftiul Iusuf, doar întâlnindu-ne între noi, putem să vedem că celălalt nu ne este nici concurent, ne este doar frate. Și în felul acesta dăm dovadă de umanitatea noastră legată de Dumnezeu, să nu mai facem războaie nici confesionale, nici interreligioase. Și să dăm această dovadă că se poate. Vă mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația noastră în Vinerea Mare. Să aveți sărbători fericite și o perioadă așa cu multă liniște. Să dea Domnul un Paște binecuvântat tuturor. Vă mulțumim mult de tot.